Numele meu este Angela Ghiță și reprezint Fundația Alături de Voi România. ADV România a luat ființă în urmă cu 20 de ani, mai exact în 2002, și a fost înființată de către Holt International Children's Services, organizație specializată pe intervenția în criză pentru persoanele din grupuri vulnerabile. În 2002 s-au gândit, în momentul în care au finalizat proiectele în România, să înființeze două organizații românești, printre care și ADV România, care să vină ca răspuns la nevoia de integrare în comunitate a copiilor seropozitiv HIV, România având o situație mai aparte în acea perioadă, cu foarte multe cazuri de copii care erau diagnosticați cu această infecție. Așa am plecat la drum, plecând practic de la o nevoie reală, cea de a dezvolta programe, pe de o parte, de prevenirea transmiterii infecției cu HIV în comunitate, iar pe de altă parte, de a crea șanse și oportunități egale pentru acești copii de a merge la școală, de a rămâne în familie și de a avea parte până la urmă de o viață normală. Treptat, acești copii au crescut, au devenit tineri, adulți, iar ADV România și-a dat seama că trebuie să-și diversifice activitatea și programele și a deschis porțile serviciilor și către alte persoane din categorii defavorizate, în special copiii cu dizabilități și din alte grupuri vulnerabile, ulterior tineri. Și așa, practic, am dezvoltat de la servicii sociale, am ajuns în 2008 să facem inserție socioprofesională a acestor persoane și să devenim una din cele mai mari întreprinderi sociale de inserție din România. În momentul de față, ADV România reprezintă un grup de organizații, fundația, respectiv trei întreprinderi sociale, a cărui acționar unic este fundația, care vine cu programe de inserție socioprofesională, în special pentru persoane cu dizabilități. De fapt, misiunea aceasta fiind cea de inserție socioprofesională acestor categorii de persoane și și-a stabilit mai multe obiective de dezvoltare, printre care și cel de a crea locuri de muncă pentru această categorie, de a asigura inserția acestora și pe piața liberă a muncii, dar și a promova sectorul de economie socială. În momentul de față, ADV România operează în România și programe care sunt derulate chiar la nivel european. ADV România are în prezent în jur de 100 de angajați și colaboratori, undeva la 35% din persoane sunt și persoane din categorii vulnerabile și persoane cu dizabilități și are un pachet de servicii de activitate economică pe care, și producție pe care le comercializează pe piață. Prin Utildeco, care este întreprinderea socială de inserție din grupul ADV, suntem producători de echipamente de protecție din textile, pe care le și personalizăm, deținem o tipografie digitală, servicii de arhivare fizică, electronică și depozitare pentru clienți și mai nou am înființat o prăjitorie de cafea de specialitate. Toate aceste servicii sunt dedicate companiilor, deci noi vindem business to business și vizăm în special acele companii mari care au peste 50 de salariați și nu au angajate 4% persoane cu dizabilități și în aceste condiții ei au posibilitatea să cumpere de la noi aceste produse sau servicii, deducând costurile din taxa pe dizabilitate pe care o plătesc la stat pentru că nu au angajate persoane cu dizabilități. Pe activitatea non-profit al Fundației Alături de Voi România oferim servicii de formare profesională în domeniul economiei sociale, cercetare de piață privind acest sector, respectiv suntem administratori de grant prin care am înființat 42 de întreprinderi sociale în România și 5 în Republica Moldova. Urmează să semnăm contractele și cu 3 întreprinderi sociale din Ucraina. Și practic prin acest program oferim sprijin financiar, mentorat și dezvoltare pentru întreprinderile sociale create în acest program.
Și mai nou, anul trecut, aceste întreprinderi sociale s-au asociat și au creat un cluster de economie socială, iar acest cluster este înregistrat pe platforma colaborativă a clusterilor din Uniunea Europeană și ADV România deține președinția acestui cluster și coordonarea aferentă. Oferite pe activitatea non-profit și implicarea în comunitate, menționăm faptul că ADV România a înființat anul trecut 3 centre comunitare în comunitățile rurale din județul în care activăm și oferă un pachet de servicii integrate, sociale, educaționale, psihologice, de educație non-formală, de dezvoltare de abilități de viață independentă. Și astfel a coagulat aceste 3 comunități și a implicat copilul, părintele, cadrul didactic în procesul de integrare școlară și creșterea capacităților școlare a acestor copii care sunt din categorii defavorizate. De asemenea, în cadrul sediului ADB funcționează un centru de zi și practic tot profitul pe care îl generăm pe activitatea economică este reinvestit în programele sociale ale fundației. Fundația Alături de Voi România are 2 categorii de clienți pe care îi vizează preponderent și practic sunt grupul țintă principal. Primul este cel legat de tineri cu dizabilități și din categorii vulnerabile și pentru care oferim acest pachet de servicii integrate pe principiul One Stop Shop de evaluare, testare, consiliere, orientare profesională, asistență socială, psihologică, mediere și plasare pe piața muncii, inclusiv cu servicii de job coaching. Și al doilea grup țintă sunt clienții, cei pentru care vindem produsele și serviciile noastre și practic generăm veniturile care să ne asigure continuitatea activității. Ca și grup țintă secundar, avem sectorul de întreprinderi sociale din România, Moldova și Ucraina, autoritățile publice, locale și naționale, pentru că ADB România are și un rol foarte important în partea de politici publice în domeniul economiei sociale și advocacy, fiind unul din promotorii legii economiei sociale din România, dar și a 3 proiecte legislative care să sprijine în special activitatea întreprinderilor sociale de inserție, așa cum este și una din întreprinderile sociale din grupul ADB. Piața pe care activează întreprinderile sociale din grupul ADV este cea legată de companiile cu peste 50 de salariați care nu aleg să facă achiziții responsabile și practic cumpără de la întreprinderile sociale ale fundației produse și servicii pe care le facem. Avem și un grup foarte mic de persoane fizice care sunt clienți, în special pentru serviciile de Wise Travel, de tot ce ține de partea turistică. Area acoperită de produsele și serviciile pe care le comercializăm noi e la nivel național. Practic, noi vindem în toată România. Și bineînțeles, ne dorim să mergem dincolo de granițele României. Deja am început pe serviciile Wise Travel, avem clienți și care nu sunt din România și care accesează produsele noastre, dar ne-am dorit și pe partea de producție să reușim să ieșim pe piețe externe. Este în viziunea noastră de dezvoltare acest aspect. Organizația a rămas consecventă, mai mult decât atât, a creat un sector nou în România, cel de economie socială, fiind printre pionerii printre acei pioneri care practic au dezvoltat acest sector și inclusiv au lucrat la apariția legii economiei sociale în România și această experiență ulterior am exportat-o și în Republica Moldova și Ucraina. ADV România este un investitor în comunitate pentru că atrage în special fonduri europene pe care le investește în dezvoltarea comunității. Foarte important, ceea ce am făcut noi prin proiecte au fost servicii inovatoare, noi, pentru comunitate, dar acest lucru nu l-am făcut de unii singuri, ci consultând și implicând comunitatea în ceea ce facem noi.
pe lângă faptul că ADV România produce un impact social și că reinvestește integral profitul pentru activitățile sociale ale fundației, la rândul nostru generăm și un profit economic și suntem și plătitori de taxe și impozite. Menționăm faptul că în România întreprinderile sociale plătesc aceleași taxe și impozite ca orice companie clasică. Din această perspectivă, considerăm că avem un aport foarte important în comunitate de a crea, în primul rând, un model de afacere socială și un model în care oamenii sunt implicați și în care oamenii contribuie activ la construcția acestui produs și acestui concept. Și această implicare se face fie accesând serviciile noastre non-profit, fie cumpărând produsele și serviciile pe care le comercializăm prin activitatea întreprinderilor sociale, fie oferind feedback la demersurile de advocacy pe care le facem sau la culegerea de date din sector și realizarea acestor cercetări naționale, europene, care se transpun apoi în documente de politică publică și strategii de dezvoltare. Din păcate, ADV România nu a beneficiat de o anumită finanțare, dacă ar fi să ne uităm la aspectul financiar al dezvoltării organizației, din partea autorităților locale. ADV România s-a dezvoltat în special prin proiecte europene, dar și prin reinvestirea profitului din activitatea economică. Implicarea comunităților locale a fost, comunității locale și autorităților locale a fost mai degrabă la nivel de a ne pune în legătură cu beneficiarii serviciilor sociale și serviciilor de inserție socioprofesională. ADV România este printre primii angajatori care a creat locuri de muncă pentru tineri care au ieșit din sistemul de protecție al copilului și tineri cu dizabilități pe care, din păcate, piața muncii nu-i dorea la acel moment. ADV România, prin faptul că a atras sa privată de a dezvolta întreprinderi sociale într-o experiență de sistem și astfel a contribuit la apariția altor întreprinderi sociale în comunitate. De exemplu, chiar aici în Iași, unde activăm noi, 19 întreprinderi sociale din totalul de aproximativ 160 câte sunt la nivelul județului sunt create și dezvoltate de către ADV România. Este doar un exemplu cum poate fi multiplicată o experiență practică ca să aducă plus valoare și pentru alte persoane din comunitate. Iar cursurile pe care le ținem noi în domeniul economiei sociale cu siguranță sunt o sursă de inspirație pentru multe alte persoane să devină antreprenori, indiferent dacă vorbim de o afacere socială sau una clasică, dar știm cu siguranță că în urma cursurilor noastre, practic au avut curajul și bagajul de informații necesare ca să plece pe cont propriu și să devină antreprenori. Comunitățile locale și în special cele din mediul rural au fost foarte deschise spre a beneficia de programele non-profit ale fundației și au cu noi pe proiecte, pentru că ADV România, având capacitate de a atrage fonduri europene, automat a dezvoltat aceste comunități prin fondurile atrase și prin ceea ce s-a investit în aceste comunități. Chiar și exemplul celor trei centre comunitare pe care le-am creat, dotarea, infrastructura, pregătirea cadrelor didactice, personalul de suport pentru copii și activitățile directe realizate cu copiii s-au făcut prin aceste fonduri europene și prin cofinanțarea organizației, pentru că 10% din această investiție, din costul acestei investiții, au fost suportate de către ADV România. Nu aș putea spune că am întâmpinat o opoziție din partea autorităților publice, mai degrabă a fost practic o pasivitate legată de a lua anumite măsuri foarte clare și concrete care ar putea să sprijine și mai mult acest concept de economie socială. Dar pe de o parte înțelegem reacția, pentru că economia socială este un concept destul de nou în România. E foarte greu de înțeles și caracterul non-profit, dar și caracterul de activitate economică. Și atunci există o reticență la nivel de autorități publice de a sprijini concret acest sector și mă refer aici la facilități fiscale, non-fiscale, care sunt necesare și care există în alte țări.
și chiar în reticență în a achiziționa produse și servicii realizate în cadrul întreprinderilor sociale. Dar observăm de la an la an o schimbare și asta în bine și asta e un lucru încurajator. Impactul social și impactul economic al întreprinderii sociale este măsurat an de an și totodată raportat către autoritățile locale care monitorizează activitatea noastră și sunt și cei care practic ne-au certificat ca întreprindere socială. Avem o serie de indicatori foarte clari pe care îi urmărim. De exemplu, numărul de locuri de muncă create pentru persoane din categorii vulnerabile, numărul de cursuri realizate și calificări pe care le-au dobândit persoanele din categorii vulnerabile care au participat la cursurile noastre. De asemenea, avem un indicator legat de impactul social în comunitate, ce am investit, ce am dezvoltat în comunitate, de exemplu, cum sunt aceste 3 centre de zi sau câți copii accesează aceste centre de zi, inclusiv din cadrul fundației noastre. Iar pe partea de indicatori economici ne uităm să vedem cifră de afaceri, profit, taxe și impozite plătite la bugetul de stat, atât pe salarii, cât și pe profit, cât și pe TVA, pentru că, așa cum am mai spus, întreprinderile sociale în România plătesc aceleași taxe și impozite ca orice companie clasică. Noi la ADB România vedem dezvoltarea organizației dincolo de granițele României. Deja am început acest proces de a lucra în țările din parteneriatul estic, pentru că am avut și avem în continuare solicitări de expertiză pe domeniul economiei sociale. România este una din țările europene cel mai aproape situate de țările din parteneriatul estic și care este printre puținele care are și o legislație în domeniul economiei sociale și atunci această expertiză este foarte utilă. Deci, până în 2030, vedem ADB-ul fiind una din organizațiile care dezvoltă sectorul de economie socială în acest parteneriat estic și are extinse programe și servicii inclusiv în Georgia, Armenia, Azerbaijan, țări care, cu care deja a început colaborări punctuale și am scris împreună proiecte pentru care așteptăm o decizie de finanțare. Permanent realizăm cercetări și culegem date din sector. ADB România realizează anual barometru economiei sociale la nivel național și culege date despre impactul social și impactul economic pe care l-au întreprinderile sociale în România și chiar și în Republica Moldova. Și aceste date le folosim pentru a crea instrumente pentru dezvoltarea sectorului, dar și pentru a dezvolta legi sau a modifica legi, a îmbunătăți cadrul legal existent, tocmai pentru a crea un ecosistem favorabil pentru sector. Un exemplu recent pe care aș putea să-l dau este faptul că acum 2 ani am făcut un studiu de piață în România să vedem dacă ar exista interes pentru dezvoltarea unui serviciu de finanțare non-bancare pentru întreprinderile sociale și anul acesta ADB România a înființat și este practic unul din cofondatorii AFIN, prima instituție financiară non-bancară de creditare pentru întreprinderi sociale. Deci iată un rezultat foarte concret. Am cercetat piața, am văzut nevoia, am dezvoltat produsul și urmează să-l punem pe piață. Și cred că asta este frumusețea intervenției în comunitate, că ceea ce acumulăm ca experiență practică o punem într-o experiență de sistem și creăm un cadru favorabil de dezvoltare pentru toate întreprinderile sociale din România, iar apoi exportăm această experiență în Republica Moldova, Ucraina și de ce nu în alte țări din parteneriatul estic, așa cum vizăm în strategia noastră. Fundația Alături de Voi România este înființată ca și fundație. Este o organizație neguvernamentală care funcționează după legislația din România, iar celelalte 3 întreprinderi sociale care fac parte din cadrul fundației sunt organizate sub formă de societăți comerciale, la care acționar unic este fundația. Practic funcționăm ca și un grup de entități, un grup de entități care au niște centre de cost foarte specifice, dar și o activitate bine delimitată, tocmai pentru a putea să comunicăm în piață diversitatea de servicii și lucruri pe care le facem. Forma juridică a organizației s-a menținut. De 20 de ani suntem fundație și vom rămâne fundație. Ceea ce a apărut ca și element nou a fost faptul că am creat aceste societăți comerciale.
tocmai pentru a putea să delimităm foarte clar intervenția pe care o avem în comunitate și să o comunicăm către publicul larg, specific pe grupurile ținte pe care le vizăm. Ca și fundație, din păcate nu permite, pentru că fundația conform legii are doar un membru fondator, fundația, nu este o asociație, dar am creat posibilitatea comunității de a se implica prin înființarea acestui instrument de finanțare non-bancară, numit AFIN, și care este o societate pe acțiuni care are în prezent 172 de acționari. Peste 80% din acționari sunt antreprenori sociali, fie că sunt ca persoane fizice, fie ca persoane juridice, din toată țara. Și iată că în felul acesta am creat poate cel mai mare instrument participativ din România de a construi un instrument și o entitate care vine din sector pentru sector. ADB România funcționează pe mai multe nivele. Avem un consiliu director format din 3 persoane. O persoană reprezintă beneficiari, este o persoană cu dizabilitate și care practic reprezintă interesele grupului țintă al activității non-profit. A doua persoană reprezintă interesele salariaților și a treia persoană sunt eu, care coordonez din 2008. Practic fac parte din bordul organizației. După care următorul nivel este echipa de management, din care fac parte persoanele care coordonează întreprinderile sociale și diferite departamente, departamentul de programe europene, de contabilitate, de marketing și comunicare, respectiv cele 3 întreprinderi sociale pe care noi le-am creat și manageri de proiecte și programe pe care le dezvoltăm. Următorul nivel este cel al tinerilor, în care avem un consiliu al tinerilor și în care sunt implicați acești tineri în formă de voluntariat. Ei participă atât direct la o parte din activitățile organizației, dar de asemenea sunt un punct cheie de consultare în momentul în care vrem să dezvoltăm programe pentru tineri. Toată echipa de conducere este publicată și pe site-ul nostru, într-un mod foarte transparent. Trimestrial facem întâlniri ale echipei de management în care prezentăm date oficiale despre activitatea organizației și planurile pentru următoarea perioadă. Deciziile se iau prin consultare. Am putea spune că avem un stil democratic de conducere și poate inspirațional, pentru că venim cu foarte multe idei noi și propuneri inovative de dezvoltare a organizației, dar și a sectorului de economie socială. Cea mai mare provocare pe care o avem în cadrul organizației este cum să asigurăm echilibru între partea de impact social și impact economic. Și poate este una din lecțiile esențiale pe care le-am învățat în ultimii ani, că trebuie să existe acest echilibru, pentru că dacă mergi foarte mult în impact social, înseamnă cheltuieli foarte mari și atunci există riscul de nesustenabilitate. Iar pe de altă parte, dacă ne ducem foarte mult în zona de profit și de impact economic, există riscul să neglijăm impactul social. Și ceea ce este foarte interesant la ADB România este faptul că avem o varietate de oameni cu abilități și competențe diferite, atât din sectorul de business, dar cât și din sectorul non-profit. Și atunci deciziile pe care le luăm în această consultare și participare a echipei la deciziile organizației ne ajută să menținem acest echilibru și să încercăm să creștem organic și sănătos și sustenabil. Iar din 2008, de când am început să facem activitate de economie socială, ADV România a fost în creștere ca și număr de angajați, ca și număr de locuri de muncă create și ca dimensiune de impact social generat în comunitate, ceea ce ne arată că formula pentru care am optat este una sănătoasă, iar totodată se pliază perfect pe criteriile economice și sociale după care funcționează întreprinderile sociale în Uniunea Europeană. Grupurile care sunt implicate în dezvoltarea organizației, avem pe de o parte persoanele din grup țintă, cum ar fi tinerii și persoanele din categorii vulnerabile. Un alt grup țintă sunt organizațiile neguvernamentale care activează în domeniu
Și ADV România este unul chiar din membrii fondatori pentru diferite coaliții și federații care s-au creat la nivel național și astfel suntem implicați în mod direct de a asocia organizații care sunt în același domeniu de activitate. Pe de altă parte, facem parte și din diferite rețele patronale pe activitatea economică, cum ar fi, de exemplu, cea creată în domeniul turismului sau arhivării și oferim feedback tehnic pe partea de servicii pe care noi le derulăm în activitatea economică. De asemenea, ne interesează foarte mult și încercăm să discutăm pe cât posibil și cu furnizorii noștri, pentru că vedem, mai ales în această perioadă, că s-au întrerupt lanțurile de aprovizionare și e o mare provocare să asigure continuitatea materiei prime pentru atelierele noastre. Și am dorit să vedem cum am putea să ne implicăm și în această zonă. Deci, practic, avem o reprezentare și o cointeresare a mai multor actori din comunitate în ceea ce facem noi și încercăm să culegem acest feedback, să-l punem mai departe în programe și strategii pentru dezvoltare. Iar, de exemplu, clusterul care l-am creat, din el fac parte și autorități locale, universități, mediul de business și întreprinderi sociale, iarăși un context de a pune oameni împreună și de a dezvolta parteneriate și proiecte comune. Comunicarea cu grupurile și părțile interesate se realizează în special online, pentru că a fost și pandemia, dar de asemenea participăm și la foarte multe evenimente, cum ar fi conferințe, workshop-uri, seminarii. Suntem membri, de exemplu, și în Camerele de Comerț, care organizează tot felul de evenimente și mă refer aici la Camera de Comerț franceză și suntem în discuție cu Camera de Comerț belgiană pentru a deveni membri. De asemenea, suntem parteneri în diferite rețele europene, ENC, SPD, Diezis și suntem în discuție și cu Social Economy Europe să devenim membri în această platformă. Și comunicarea la fel se realizează în special pe online cu ei, dar sunt și evenimente punctuale în care ne întâlnim, mai ales în cadrul proiectelor pe care le derulăm împreună. Nu cred că putem vorbi de tensiuni, ci mai degrabă de oportunități de a învăța reciproc și de a face acest schimb de informații și experiență și chiar a dezvolta proiecte și programe comune. Fundația noastră se orientează foarte mult pe investițiile pe care le face în capitalul uman, fie că vorbim de proprii angajați, fie că vorbim de voluntari care vin și ne ajută în activitățile noastre, dar totodată își dezvoltă niște competențe. Și în acest sens încurajăm foarte mult oamenii să participe la diferite cursuri de formare, conferințe, evenimente, să fie implicați în proiecte europene, transnaționale, transfrontaliere, în așa fel încât să-și dezvolte orizontul de cunoștințe. De asemenea, mare parte din colegii noștri au devenit la rândul lor trainer și speaker în cadrul diferitor evenimente și acest lucru le-a dezvoltat capacitatea de a transfera această experiență dobândită, dar totodată de a învăța și îi încurajăm să împărtășească aceste experiențe dobândite, inclusiv în vizite de studiu transnaționale cu colegii din organizații și astfel să fie un proces continuu de învățare și dezvoltare. Grupul ADV România are o paletă destul de diversificată de competențe. Avem, pe de o parte, specialiștii care lucrează pentru generarea impactului social și aici ne referim la psihologi, asistenți sociali, psihopedagogi, consilieri de orientare profesională. Avem echipa comercială, cea care se ocupă de partea de relaționare cu clienții business. Avem departamentul de producție și prestare servicii pe fiecare atelier și acolo avem inclusiv coordonatori pe aceste activități. Și sunt și departamente auxiliare și care am angajat persoane cu alte tipuri de competențe, cum ar fi departamentul de marketing și comunicare, departamentul financiar contabil, departamentul de servicii de SSM și securitate muncă și departamentul de resurse umane, respectiv departamentul de proiecte și programe, unde la fel expertiza solicitată este destul de diversă, atât din zona socială, dar cât și din zona economică. Comunitatea este implicată în consultarea capacităților care ar trebui să le dezvoltăm în cadrul echipei.